Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti împreună crochete de cartofi. Veți vedea cât de repede le puteți pregăti în propria bucătărie. Pentru a pregăti crochetele avem nevoie de 1,5 kg de cartofi. Eu i-am fiert în coajă, i-am curățat și i-am pisat. Avem nevoie de 300 de grame de pesmet, 80 de grame de făină plus 150 de grame de făină pentru a trece crochetele prin ea, 3 ouă întregi, sare, 3 gălbenușuri și ulei pentru a prăji crochetele peste cartofi. Adăugăm 80 de grame de făină, cele 3 gălbenușuri și sare după gust. Și amestecăm totul foarte bine. Cartoful să fie rece, pentru că altfel se va găti oul. Îmi ung mâinile cu puțină făină, nu foarte multă, și iau compoziție, pun și pe masă făină și formez un cilindru de aproximativ 4 cm în diametru, nu mai gros, și tăiem bucăți de aproximativ 6-7 cm. Eu mă ajut de prima bucată tăiată să tai și restul. Batem ouăle cu sare. Formăm crochetele în felul acesta. Trecem fiecare crochetă, fiecare cilindru prin făină. Ne putem ajuta de două furculițe sau, bineînțeles, puteți face și cu mâna. Scuturăm excesul de făină. Punem crocheta în ou. O tăvălim și prin ou, ca să fie acoperită de ou. Scoatem cu grijă să nu o rupem. Și o punem în pesmet. În pesmet o vom forma cu mâna, pentru că aici nu ne murdărim. Dacă nu aveți o problemă că vă murdăriți pe mâini, faceți-le cu mâna, pentru că va fi mult mai ușor. Și le lăsăm deoparte până le vom prăji. Eu continui cu mâna pentru că mi se pare mai ușor. Acum alegeți voi varianta. Am încălzit uleiul într-o tigaie încăpătoare și voi prăji pe rând crochetele de cartofi. Pun crochetele în ulei fierbinte și vom prăji crochetele pentru maxim 5 minute. Sau până când sunt rumene. Crochetele sunt gata, după cum vedeți au o culoare frumoasă, aurie. Și voi continua să gătesc în acest fel crochetele până le voi termina pe toate de prăjit. Așa arată crochetele de cartofi făcute de mine. După cum vedeți, arată extraordinar de bine. Ați văzut că se pregătesc foarte ușor. Dacă doriți să nu le serviți imediat, le puteți congela și le puteți ține în congelator pentru aproximativ o lună, dar va trebui să le congelați neprăjite înainte de a le prăji. După este suficient să le scoateți din congelator și le prăjiți în ulei încins. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine. Nu uitați, dacă vă plac rețetele mele, să lăsați un like, abonați-vă la canalul meu pentru a vedea mai multe rețete, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!